Salutare cocolicșilor și bine v-am regăsit la un nou episod în care facem casa abonaților, așadar apăsați butonul de cocolike. Haideți să adunăm cât mai multe cocolike-uri la seria asta voastră preferată, după ce o vom termina. Felix va reacționa la ea, așadar vreau să o facem cât mai perfectă și după ce terminăm și Felix reacționează la ea, ne vom întoarce pe pământ, uite acolo. Uite acolo pe pământ cu mașina noastră super șmecheră, lucioasă, foarte, foarte curată, vedeți? Care se cheamă Tesla, mi-ați zis voi, dar am știut și eu. Ok, haideți să intrăm în casa asta minunată a abonaților. Tur, 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 ia uitați ce frumos arată! Aici se mănâncă, în caz de este ziua unui cocolix. E, știți ce? Când este ziua voastră, eu zic să veniți aici și cam așa se va întâmpla. Cine vrea să vină pe lună, trebuie să fie abonat, să dea cocolike și să fie ziua lui. Uite așa, ca să nu fie îngrămădeală, așadar vreau să-mi ziceți când este ziua voastră ca să știu ce dată vă rezerv aici ca să veniți pe lună, pentru că este senzațional! Mi-a plăcut foarte mult că v-ați ales rafturile. Pot să zic că raftul pițulinei a avut foarte mare succes. Foarte mulți dintre voi ați spus că este cu bun gust și că-l vreți. Și eu la fel, și eu la fel am zis că este cu bun gust. Ai tot ce-ți trebuie, practic. Îmi place foarte mult cum a ieșit totul până acum. Haideți să închid ușa, să nu vină frig. Și eu zic astăzi să facem. Știți ce m-am gândit? Haideți să lăsăm biroul aici. Știți ce? Deci data trecută v-am întrebat ce facem în camera asta, da? Iar voi mi-ați spus acolo trei idei principale. A ieșit un dressing room, o seră și o idee care mi-a plăcut super tare mult, camera pentru animăluțe. Și mă gândeam, dacă voi veniți aici pe lună, ce ar fi să aduceți și animăluțul vostru și vreau să-mi ziceți în comentarii cu ce animăluț veți veni aici, da? Pentru că eu am de gând să fac foarte, 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 foarte frumos. Deci asta va fi camera animăluțului și se și deschide ca să putem să-l plimbăm afară. Vedeți? După. Astăzi ne vom ocupa de camera asta, iar după ce va fi gata camera animăluților, aici vă voi face eu camera de gaming. Deci aici voi veți face gaming, în partea dreaptă voi fi eu și Felix și în partea stângă veți fi voi, da? Așadar, haideți să lăsăm treaba asta pentru data viitoare, pentru că astăzi m-am pregătit așa. Haideți să facem camera animăluților, dar... Am o idee, vreau să văd, pentru că mi-ar plăcea totuși să nu fie mega închisă, vreau să văd dacă mă lasă să pun gârduți în casă, știți voi? Ia să mergem aici la magazin și să ne ducem la chestiile de afară, unde ești, să văd dacă totuși ne lasă fences, poate ar fi fain să punem un gârduț. Dar dacă ne lasă să-l punem în casă, nu ne lasă să punem în casă gârduți, dar știți ce? Ia uite, am putea să facem aici, uite aici așa, o curte, numai și numai pentru animăluți, ca să nu se plimbe peste tot, ce ziceți? Doar dacă vrem noi să-l scoatem peste tot, ca să iasă afară, să-și facă noaptea nevoile, ce ziceți? Foarte bună idee, nu? Și dacă așa, poate ne lasă să punem aici, ia, stai să vedem, ne lasă, dar ca să fie super așa mega pentru pet, adică pentru animăluți, mă gând... Frate, putem să punem și zid dintr-ăsta de verde. Ia uitați. Putem să-l punem pe aici undeva. Nu ne lasă să punem nicăieri, nici măcar aici pe panoul ăsta. Deci suntem îngrădiți. După cum vedeți, nu ne lasă să punem deloc natură. Nici aici. Ha? Nu se poate. Bine, am înțeles. Un cocolix mi-a dat o idee foarte interesantă. Vreau să văd. Ați spus că... Cristina, dacă nu se poate să pui plante, ea încearcă să pui dintre ăsta gazon. Ia să vedem. Ah, ne lasă să ne pune gazon! Vai, deci ce genial sunteți! Sunteți cei mai tari! Nu pot să cred așa ceva. Ia stai să vedem. Deci nu ne lasă exact aici la intrare? Sau ne lasă? E prea mare oare? Sau de ce nu ne lasă exact acolo? Să vedem, poate este prea mare. Dăm la medium și îl punem. Hai, las-mă să pun. Ne lasă. Deci ne lasă foarte aproape. Ia, stai să vedem.
Deci, dacă pun aici și mă învârt cu el, E, dăm apăsăm pe S, îl folosim. Hai, mă! Bă, folosește-te! You can't lay turf on this surface! Nu mă lasă, zice... Uitați, cred că voi nu puteți să vedeți, dar în partea zice că... În partea stângă spune că nu poți. M-au fraierit! Dar stați puțin, că totuși ar trebui să se pună. Aici se poate? Ia, you can't lay turf on this surface. Nu mă lasă! Așadar va trebui să-l vindem și să ne... Să ne conformăm situației, pentru că totuși suntem pe lună și ar trebui să ne bucurăm de frumusețea lunii, ce ziceți? Așadar, se pare că trebuie să ne scoatem din sistem tot gazonul, toate plantele, toți copacii, de asta ne bucurăm în casa de pe pământ. Așadar, până atunci, haideți să vedem aici la fences ce gărduți credeți voi că ar fi potrivit pentru animăluți. Mie, sincer, mi-ar fi plăcut ăsta colorat, dar nu știu ce să zic. Putem să punem ăsta colorat. Pare așa puțin... puțin cute. Mi-ar plăcea să pot să fac. Ia, ne las aici. Punem așa. Ce drăguț! Dăm aici bye many. Și asta va fi pentru animăluți să se plimbe afară, știți? Ia să vedem dacă cât de mare putem să facem, cam așa. Să se plimbe seara afară, știți? Ia să vedem dacă facem o treabă bună. Încă una. Așa, ca să poată să iasă să-și facă nevoile când noi dormim. Se pare că nu mai pot să mai pun încă una pentru că după ar deveni prea lungă, dar să văd dacă ne lasă, uite așa. Ia, este perfect, ia să vedem. Este perfect, hai să zicem că pe aici nu se poate ieși, pentru că vedeți, nu ne lasă să ieșim pe aici. Așadar, eu zic că am făcut destul de bine. Acum, se pare că nici măcar eu nu pot să mă întorc în casă. Așadar, va trebui să mă duc pe aici, prin dormitorul ăsta superbisim. Așadar, stați, închid aici ușa și să vedem. Ia uitați! Ce curte drăguță vor avea animăluțele noastre să iasă noaptea! Mi se pare super mega șmecher. Mi-ar fi plăcut să las aici spațiu liber și să pun un gărduț, astfel încât ei să ne vadă în timp ce stăm în casă, dar se pare că nu mă lasă să pun gărduț în casă, așadar va trebui să ne conformăm situațiunii. Ia să vedem ce putem să facem noi aici foarte, foarte drăguț. Vreau să pun un puf. Hai să ne ducem la... mobil. De fapt, nu. Haideți să vedem cu ce începem. Cu chestiile de afară. Haideți să vedem ce avem aici. Dacă putem să punem ceva pentru animăluți. Mamă! Deci eu voi face aici foarte, foarte frumos. Vreau să-mi dați idei, da? Pentru că vom face și grătar și chestii. O să fie super mega șmecher. Bun, deci aici nu avem chestii pentru animăluțe. La Recreation poate avem, cred că era undeva, scria Pets, dar nu știu exact, la Other, ia stai, să vedem, deci unde am găsit și Decorations, unde am găsit toate chestiile alea și căsuțe pentru animăluți, nu știu unde este, ia să vedem aici dacă scriem Pet. Unde găsim, fraților, căsuța pentru cățeluș, aveți idee? Ia să scriu aici dog. Așa, ia uite. Bun, acum că am găsit, vreau să le punem dintre astea de mâncare. Așa. Pe ce culoare să punem? Să punem una roz și una albastră, așa? Una pentru fetițe și una pentru băieței? Deci mă simt, știți cum e? Ca în Roblox cu Pets. Ia, punem una aici și una în partea alaltă. Ca să nu se certe, știți voi. Ia uite așa, punem. Așa, mamă, ce cute! După, ce credeți voi că ar trebui să mai punem aici? Eu mă gândeam să facem asta să fie o căsuță. Sincer, mie, asta mi-ar place să fie pentru pisicuță. Uite, așa cu alb și cu acoperișul, ia să vedem ce culoare de acoperiș să punem. Să punem așa roșu? Hai să punem așa. Vă rog, lăsați-mă să pun în casă! Nu mă lasă să-i pun în casă! Ce oameni fără suflet! Deci, eu aș vrut ca ei să doarmă în casă, dar dacă nu mă lasă, am să le pun, uite aici, așa frumos. Punem aici, aici pentru pisicuță și mai luăm una care să fie pentru cățeluș și să fie asta. Stai să vedem, avem ceva care putem să sortăm, uite asta.
făcute așa, ca totuși să fie destul de asemănătoare la și, ca și cromatică. Uite așa, ce drăguț! Acum, aici, haideți să punem un puf, în caz de pisicuța vrea să facă nani, în puf, scriem aici OUF, așa, să vedem ce culoare de puf îi luăm la pisicuță, să vedem, poate punem puful ăsta, violet. Ia, deci partea asta stângă va fi pentru pisicuță și o punem aici în colț ca să stea ea. Și de aici mă gândeam să punem niște rafturi, shelf, ia să vedem, niște rafturi dintre astea și mă gândeam așa să facem o chestie pentru pisicuță să se urce. Ce ziceți? Este ideea super mega șmecheră? Ia să facem aici. Ia uite, deci de pe raft, de pe ăsta, pisicuța se poate urca și pune mai multe. Stai să vedem dacă le putem pune și invers. Ia. Reușesc să pun cumva și invers? Uite așa. Sau nu? Cred că era bine să o punem pe aia de la început. Uite asta și dăm by many. Pentru că ia uitați cât de bine o să fie. Asta pentru pisicuță! Și acum asta la altă, invers. Așa, și o întoarcem. Deși, sincer, nu se poate întoarce exact așa cum am vrut eu. Vedeți? Nu se poate face exact așa cum am vrut eu, dar mai facem tot aceeași treabă, invers. Uite așa. Mama mia! Deci, cred că pisicuțele o să fie super mega happy aici. Așa, și mai punem, stai să vedem dacă reușim aici să facem ceva mega, mega, mega șmecher. Acum, uite așa, aici ultima va sta chiar aici sus, pentru că pisicuțelor le place să stea sus. Ia uitați cum facem noi. Perfect! Și asta cred că ar trebui să o dau puțin mai aici. Uite așa, ca să aibă pe unde să circule, știți? Ia o să sară și o să se ducă. Mamă, vă place ce am făcut pentru pisicuță? Super cute! Ia o să se urce pe aici. Deci aici face nani și de aici când se trezește și se duce așa, tic, 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 de aici sare pe aia și de pe asta sare pe aia la altă și se duce tocmai până acolo. Haideți să le punem și un candelabru ceva. Ia să vedem la... furniture, aici la lamps. Deci eu zic că merge super mega bine. Ce să le punem? Să le punem ceva frumos, dar nu știu ce ar putea noi să le punem foarte, foarte frumos, pentru că merită să aibă foarte drăguț aici, ceiling lamps. Care ar fi ea cea mai faină? Mie îmi place asta, știți de ce? Că par dintre alea cu care se joacă pisicuțele. Ia, să punem aici. Foarte drăguț! Așadar, sau haideți să punem asta, uite aici, în caz de se trezește și vrea să mănânce, să nu mai facă pași până acolo. Și în partea elaltă, ia să vedem ce putem face noi. Să vedem aici dacă mai avem chestii drăguțe. Ne ducem la accessories. Mă gândeam să le facem și un dulăpior. Ia să vedem. Totuși, unde găsim dulăpiorul? Furniture, furniture, furniture. Un dulăpior pe care să le punem chestiile... în care să punem chestiile de mâncare, știți? Ia să vedem. Dar nu trebuie să fie ceva foarte mare. Vreau să le pun ceva în gust. Ia să văd dacă asta este... Măi, este destul de drăguță asta. Și aici aș putea să le pun... Deși nu cred că ar fi suficient. Cred că trebuie ceva mai lat. Pentru că vreau să le pun o grămadă de borcane, o grămadă de chestii. Și vreau ceva mai lat. Uite asta... Poate pe alb, să fie foarte șmecher. Ia. Oh, perfect! Și aici o să punem chestii de la bucătărie și coșulețe și cu jucării o să punem ca să nu se plictisească. Ia să vedem unde găsim. La other sau... Ia stai să vedem. Găsim aici ceva la other, ceva ce le-ar fi de folos animăluțelor. Am să pun și un prosopel. Pentru că... Poate va trebui să le ștergem pe lăbuțe când vin, știți? Uite, punem aici niște prosopele. Vai, ce drăguț! Dau aici by many. Punem vreo 3. Zici că-i spa, frate. Zici că este spa pentru animăluțe. Le punem și un welcome? Ia să le punem un welcome aici. Aaa, ce drăguț! Super mega fain! Trebuie să pun și... Să pun, nu știu ce să zic...
la accessories, aici avem mai multe chestii. Uite, vreau să pun o cutiuță dintre asta roz la pisicuță și o punem aici, pentru că aici sunt diverse lucruri pentru ele, jucării și alte chestii. Și vreau în partea de sus să punem dintre astea, pentru că ele aici au mâncarea, știți? Uite, haide să fie cu negru, pare mai interesant. Uite, și punem câteva dintre astea pentru că sunt feluri diferite de mâncare. Ia uitați! Mamă! Trebuie să recunoașteți cocolișilor că videoul ăsta este super mega bengos. Ia uitați, mai schimbăm și culorile, că e hrană diferită. Și de care să mai luăm? Be happy, dintre asta cu be happy. Ce culoare? Uite, tot cu negru, ca să fie parcă din același set. Wow! Deci, astea toate sunt pentru pisicuță. Ce credeți voi că ar trebui să mai punem? Și în partea alaltă facem pentru cățeluș. Cred că ar trebui să punem asta sau altceva în care să punem apă, nu știu ce să zic. Asta să fie? Să fie albă? Da, uitați, deci din asta noi le punem apa ca să aibă apică. Ce cute! Vă uitați voi pe aici și îmi spuneți dacă mai considerați că mai trebuie ceva. Uite, aici o să fie setul lor de linguri. Ia să vedem. Setul lor de linguri foarte, foarte drăguțe, uite așa, pe care le punem, uite, aici, zic eu. Și când le desfacem conservă sau o anumită chestie, avem aici lingurițele lor, da? Ca să nu le folosim pe aceleași. Ce mai avem aici? Niște chestii așa foarte, foarte drăguțe pentru ele. Mi-ar trebui un coș de gunoi, nu știu ce să zic. Mamă, deci ce cute! O să le pun aici niște jucării. Ia să vedem. Le pun ăsta afară, știți? Că le place poate să se ascundă. Ia uitați! Pentru cățeluș să meargă. Uite, și mingiuță, să se joace cățelușul. Eu zic să mai punem încă o mingiuță. Uite, îi punem una în casă, nu ne lasă. O punem una aici. Și punem chiar una undeva pe aici, o să punem. A, ce drăguț! Mi-ar plăcea să le facem și o alee afară și alte chestii. Zic că deocamdată este destul de bine. Să văd dacă mai avem aici ceva. Deci accesorii, ăsta storage, ia să vedem, sugar, coffee, tea. Nu le punem asta la animăluțe, dar în rest cred că le-am pus aici de toate. Ce cred eu că ar avea nevoie, dar să-mi ziceți dacă voi credeți că mai ar avea nevoie de ceva, da? Ia. Uite așa. Mai punem aici în cucutiuță, nu se știe de ce mai trebuie. Sau este prea mare, cred că este prea mare și ocupă spațiu. Știți ce vreau să pun aici? Haideți că mi-am amintit la other, nu, sau la decorations, unde este la aici, vreau să pun un tablouaș. Era tablouaș cu animăluțe. Ia să vedem unde. Uite ăsta. Uite așa. O punem aici ca să fie mega cute. Nu? Treabă bună. Și acum hai să facem la cățeluș. Stați că eu, știți ce am făcut? Eu am luat și niște tablouri, dar astea punem la sfârșit. Deci, ăsta este pentru pisicuță și haideți totuși să punem și la cățeluș un puf dintre ăsta P-O-U-F, dar pe altă culoare. Ia să vedem, un albastru foarte frumos. Ăsta sau ăsta. Ce drăguț! Se punem așa, amândoi stau aici la ușă. Ziceți voi dacă asta nu e o casă super mega faină. Mie îmi place la nebunie. Le punem aici mâncărica. Uite așa, trebuie să le punem și un covoraș și am să pun aceeași masă pe care am pus-o și la pisicuță. Ia să vedem la furniture, pe aici la masă, ia să fim atenți. Asta era. Nu, m-ai indus în eroare. Ia să vedem care era. Uite asta, pe alb și cu golden. Ia, ce drăguț! Sunt foarte curioasă să văd cu ce animăluțe veniți voi. Cred că și la cățeluș trebuie să-i pun tot așa. Atunci hai să mergem la accessories să vedem. Punem aici o cutiuță. Să vedem, aș vrea să aleg cea mai frumoasă cutiuță. Ce cutiuță frumoasă putem noi să găsim aici? Asta? Haideți să o punem pe asta.
uite așa, în partea asta, aici, și în partea asta o să pun prosopelul ca să mai ștergem pe lăbuțe în caz de trebuie. Uite așa, tot alb și dăm by many și punem aici. Tuc, tuc, tuc. Stai că nu l-am pus perfect. Trebuie să punem perfect. Uite așa. Ce drăguț! Și acum, tot așa, luăm de la bucătărie, la accessories, containers. Ia să vedem ce containeruri avem aici. Stai. Unde găsim? Kitchen. Așa, dintre astea. Pentru cățeluș, la cățeluș cred că am să pun altă culoare. Să pun așa, albastru cu negru. Ia uitați. Deja arată foarte, foarte, foarte bine. Luăm toate culorile astea și le punem. Ce încântată sunt! Și acum, de care mai avem? Dintre astea, tot așa, pe albastru, cu capac negru. Ia uitați, ce părere aveți! Astea sunt conserve șmechere. Așa. Și ce ar trebui să mai punem? O carafă cu apă. Dintre asta, pe albastru, ca să bea și cățelușul apă. Uite așa. Și va trebui să mai punem dintre astea, uite așa. Perfect! Este perfect? Am pus cu alb, sau cu ce să punem, cu negru, așa, ca să fie puțin diferit, știți? Ca să știm a cui este. Acum nu avem aici o fotografie cu cățelușul, dar poate pun aici o mingiuță, ia stai să vedem, așa, cu care el să se joace. Oh, asta ar fi super șmecheră, ce ziceți? O punem? Ia să vedem dacă o punem aici, ca să se joace, ei aici, ce cute! Să vedem ce mai putem pune, mingiuța asta, uite aici, așa, super tare în parcare, la cățeluș nu-i pun nimica pe perete dintre astea, pentru că el nu are de ce să se urce pe perete, dar el este foarte de treabă și ne va da peretele lui ca să punem tot felul de tablouri minunate pe care le-am găsit eu înainte de video. Ia să vedem, ia uitați ce v-am pregătit aici. Ce drăguț! Nu le facem foarte mari, le facem cam de 60 de centimetri. Oh, nu, cred că sunt cam mici. Ar trebui să le facem puțin mai mari. Hai, poate le facem de un metru. Așa. Oh, ia uitați! Deci, ăsta este pentru cățeluș. Trebuie să pun aici în margine, pentru că și cum pare că nu are loc. De aia se termină așa. Deci, ăla. După aia, avem aici ăsta. Foarte cute! Ce părere aveți despre camera animăluțelor? Și mă bucur foarte tare că mi-ați dat ideea asta, pentru că voi ați venit cu ideea asta. Ați spus, Cristina, ce zice de o cameră pentru animăluțe? Ia stai să văd care ar da mai bine, cred că asta. Uite așa. Ce ai zice, Cristina, de o cameră pentru animăluțe? Aș zice că e o idee foarte, foarte bună. Și ia stați, să schimbăm puțin, ca să nu se repete culoarea asta de albastru. Punem, uite așa, sau asta puțin mai jos. Uite așa. Mamă, ce drăguț! Și aici sus am putea chiar să punem, dacă găsim ceva, o etajeră sau ceva cu plantă, nu știu ce să zic, e posibil să o dărâme pisicuța, chiar nu știu. Ia stai să vedem la accessories dacă am mai pus ei ceva sau la other. Ia, există aici ceva de pus? Se pare că nu, la occasional. Oh. Hai să-i pun la cățeluș, pentru că știu că le plac foarte mult ursuleții. Le pun ursulețul ăsta să doarmă cu el și dacă ei vor să-l mai roadă, pot să-l mai roadă. Ia, stai să vedem. Unde-l punem? Îl punem, uite, aici. Ce drăguț! Și mai punem încă unul dintre ăsta, uite așa. Ăsta e mai de cauciuc, știți? Și îl punem, uite, aici. Ce părere aveți, cocolicșilor! Ia uitați, stai să văd, mă pot apleca? Ia uite, deci m-am aplecat. Asta este partea de cățeluș. Ce cute! Vă plac tablourile pe care le-am ales? Vă plac culorile? Cred că acum știți ce mai trebuie să mai punem? Un covoraș. Ia să vedem, un covoraș, dar poate și niște luminițe, nu știu ce să zic. Ia, la flor, rugs. Mi-ar plăcea totuși să le pun covoraș dintre ăsta roșu, nu roșu, rotund, pe albastru? Ia uite. Așa. Sau să pun aici așa?
astfel încât să mănânce și să stea pe... E foarte fain! Și punem unul violet pentru pisicuță? Ia uite! Ca ei atunci când mănâncă să stea la călduț, știți? Să nu le fie frig de jos. Să nu-i tragă. Ia uite! Aaa! Ce șmecherie! Cât de cute! Deci, ziceți voi dacă animăluțele voastre nu o să aibă cele mai faine condiții aici pe lună. Eu zic că nu o să le lipsească nimic. Au de mâncare, au jucării. Păi uitați cât de multă mâncare au. Au prosopele. Au chestii. Aici se pun lucrurile pe care le aduceți voi, da? În cutiile astea. Au unde să facă nani. Super mega, 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 mega cute. Aici cred că le-aș pune o fântâniță dintre aia cu apă. Ia stați să vedem afară la decorations. Pet accesoria. Ah, ia uitați, în caz de vă aduceți un iepuraș, haideți să vă pun și o cușcă pentru iepuraș, da? Ia să vedem ce culoare să aibă. Ia, punem cușcuța pentru iepuraș. Stați că o pun aici deocamdată și iau ăsta și îl mut aici. Ia să vedem. Chiar mă gândeam, dar dacă cineva dintre voi are iepuraș, ce ne facem? Ia uitați că am rezolvat și problema asta. Punem ăsta, uite, așa. Cât putem din spate. Și ăsta puțin mai în dreapta. Ia uite. Bineînțeles că o să-i lăsăm și peste tot în aer liber. Dacă vreți. Dar ia uitați că au aici foarte, foarte, foarte frumos. Acum, ia uitați. Asta este... Dar dacă aveți și canar... Auleu, dacă aveți canar sau ceva, vreo pasăre, stați să vedem, pentru că punem, uite... Pe aici, pe undeva. Ne lasă? Bă, dar de ce nu ne lași? Ia să vedem ce dintre asta ne lasă pe noi să punem. Bird box. Ia, o putem pune pe asta? Se pare că este făcută casa asta dintr-un ciment, în așa fel încât... Asta e de liliac? Casa de liliac? Bă, dar nu cred că are nimeni liliac dintre voi, nu-i așa? Eu așa cred că nimeni nu are liliac. Dacă nu se poate, o punem pe asta. Ia, uite, o punem pe asta, uite aici. Și am rezolvat problema și cu cine vine cu canarul. Cât de tare în parcare! Acum, aici le-aș pune niște pietre, așa ca să pară foarte drăguț, nu știu ce să zic. Dar până un alta, stați că vreau să le pun fântâna. De care să punem dintre asta să fie așa mai jos? Ce drăguț! Ia uitați, asta este fântânița din care beau apă. Să punem două, ziceți? Haideți să punem două. Ia uite, punem așa, stai, invers, uite așa, una așa și una în cealaltă. Este și pentru pasăre, dar eu zic să bea și animăluțele astea, alte cățelușul și pisicuța. Ia uite, punem așa. Mamă, deci ce șmecherie! Stați să vedem, pentru că sunt perfecționistă și vreau să fie totul super fain. Ce părere aveți, cocurișilor? Este o casă de nota 10. Eu zic că am luat cea mai bună decizie alegând această variantă, pentru că dressing room totuși v-am mai făcut, aveți în casa de pe pământ și n-ar fi fost așa de mare și ce aș fi putut să fac special decât să pun niște dulapuri, dar în chestia asta am făcut-o super mega cute! Ia uitați ce frumos! Acum, ce credeți că noi mai putem să punem pe aici? Să vedem, garden pots. Le putem pune niște flori? Ia să văd, nu cred că mă lasă. Stai, mă lasă să pun dintre ăsta. Oh! Și în asta se pot pune? Vai, deci trebuie să mă duc afară să văd dacă se poate pune plantă în chestiile astea. Că dacă se poate pune, așa, ne-am scos cocolicșilor. Vai, ce tare! Ia, pun aici așa. Și acum ia să vedem, ne ducem la plante. Unde e? Plants, plants, plants. Să vedem. Mamă, ne punem la narcise și la lele și toate. Merge? Stai că mai pot. Te rog. Ne putem pune flori! Este! Acum, haideți să rupem de flori aici, să dăm by many. De care să punem? Că nu știu de care, by many. Dau by many aici, așa. Să punem multe, 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 multe. Vai, deci nu știu ce să mă fac. Nu știu de care să pun, pentru că sunt prea frumoase. Cred că am intrat așa într-o super mega fericire. Flower beds. Aici.
Deci vreau să pun ceva foarte frumos. Ce am putea să punem? Pot să cred că mă lasă. Putem să punem și trandafiri dintre ăștia mari? Nu, că deja sunt prea mari și exagerăm. Ia să vedem de care. Uite, astea sunt foarte frumoase. Ia să vedem. Le putem pune? Cred că nu în cap, pentru că sunt prea mari. Cred că va trebui să alegem niște flori așa speciale. A, uite! Ne putem pune flori pe lună! Ce tare, cocolicșilor! Așa, animăluțele voastre o să miroase flori de pe lună. Astea vreau să le iau pentru că mă deranjează când se vede puțin pământul. Și mie nu place când se vede pământul. Bye, Manny. Luăm asta și să vedem cum o putem înghesui. Haide, 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 că știu că m-ai lăsat. Este o anumită poziție în care te lasă să pui. Bă, de ce? There's not enough room. Zice că nu-i destul spațiu. Ok, nu-i destul spațiu, dar haide că facem noi spațiu. Uite, facem spațiu. Facem spațiu, uite așa. Și aici probabil este destul spațiu să punem. Ce părere aveți, cocolicșilor, despre episodul acesta? Păi dacă facem așa, înseamnă că super mega curând o să ne facem grădina. Haideți să vă mai fac aici puțin un ultim tur înainte să se închide episodul. Ia uitați! Ați venit cumva cu petrele voastre? Foarte bine! Avem unde să le primim pe lună! Ia uitați! Superb! Așadar, cocolicilor, vreau să adunați cât mai multe cocolike-uri și să-mi ziceți cât de mult v-a plăcut episodul acesta. Mai lăsați-mi idei în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare! Pa!